seara cu bucur că vă văd într-o formațiune atât de deplină, ca să zic așa. Este extraordinar ca într-o perioadă grea de vacanță, de plecat să reușim să ne adunăm cu toții. Mai ales să ne adunăm pentru un lucru care este foarte complicat și foarte simplu. Toată lumea știe că schițele reprezintă o piatră de încercare, atât pentru admiterea la arhitectură, cât și pentru cei care dau la peleare, la arte plastice. De, nu e chiar așa de ușor. Unii fac pe bine câte 2-3 ani ca să ajungă să promoveze această primă evaluare a schițelor. Dar eu aș spune și altceva. Vedeți, noastră, acuarelele sunt poate mai dificile dintr-un anumit punct de vedere decât uleiul. E greu să rectifici o nuanță, o culoare pe o acuarelă. Acuarela este, practic, o chestiune de spontaneitate, de acuratețe și aici se vede, într-un fel, maestria celui care o realizează. Îmi aduc aminte, cu ani de zile în urmă, la Galeriile Orizont, expunea acuarele Margareta Stelian. Extraordinare din punctul de vedere al infuziilor care treceau dincolo de linia plastică, care rezolvau probleme de echilibru, de încadrare în plan. Dar vedeți, expoziția de astăzi poate fi citită mai multe chei. Una dintre ele, sigur, ar putea să fie și cheia socială. De ce? Păi, hai să ne uităm la închipozi, la japonezi. O civilizație extraordinară, cu o cultură a esteticului remarcabilă, s-a ajuns acum în secolul 20 ca apartenența la un hobby, că se cheamă caligrafie, că se cheamă karaoke sau altă, reprezintă un punct în plus pentru cel care o face. E, noi n-am ajuns încă la acest rafinament, dar poate cine știe cum ajunge, pentru că din multe puncte de vedere această apropiere de art, apropiere de creație artistică reprezintă, fără doar și poate, o notă în plus de bine pentru cel care o practică. Faptul că, iată, s-a rezolvat o situație, a zice eu, chiar instituțională a acestor sketchers, reprezintă extraordinar de mult. Reprezintă chiar un fenomen social. Și o să vedem cum va evolua în timp. Pentru că, cum spunea cineva astăzi, că există chiar o asociație mondială care face lucrul ăsta. Pe mine nu mă interesează atât de mult cum se mișcă alții. Nu mă bucur să văd și iată, am de jur împrejur lucrări care merită aprecierea privitorului. Văd cum ne mișcăm noi. Și acest cum ne mișcăm, dincolo de, hai să zicem, inițiativele unuia sau altuia, că el se numește Popa sau că se numește, știu și eu, altul, nu are importanță. Important este că, iată, se reușește această coagulare. Această coagulare care nu se face nici pe criterii de apartenență la un partid
mare parte din Uniunile de Creație și mai ales cred că o să fie de acord cu mine, au devenit un fel de sindicat. În afară de faptul că asigură 50% plus la pensie, în rest, nu prea nu știu să facă ceva. Și asta o spun de pe poziția unui om care fac și eu parte dintr-o Uniune de Creație, la Cineaște. Și am spus-o public în cadrul Uniunii noastre. Nu se poate să primești și să nu dai în schimb orice lucru primit, dacă nu e dublat de o datorie, este un privilegiu sau un abuz. Și iată, oamenii aceștia, arhitecți, ingineri, absolvenți de belearte, dau și curios, în ce voluntariatul acesta reprezintă, poate, nota cea mai frumoasă a reuniunii de aici. Și acum să trecem, poate ar trebui să luăm pe rând lucrările și să le examinăm, dar el mai este aici și cred că o să o facă el. Eu aș vrea să spun că nu vreau să fac nicio discriminare, chiar dacă am și eu preferințele mele. Dar asta nu le spun. Marius, te rog. Ați spus un lucru esențial încă de la început. Ați vorbit despre puterea și capacitatea și succesul întâlnirii, adunării. Desigur, vă urmăresc pe Facebook-ul de altfel și văd că se dă un cuvânt de ordine care constant într-o zonă plină de subiecte și de rest și acolo ne întâlnim și pictăm la munte, la mare, în muzeul satului și locuri esențiale. În prezent a devenit un lucru esențial puterea de a ne întâlni real, nu pe Facebook. Niciun dintre dumneavoastră n-a zis pune și mie în direct să văd ce pictați voi acolo în muzeul satului și mi-ajunge. De ce? Pentru că, până la urmă, esențial, arta plastică, într-o lume în care orice e posibil din punct de vedere vizual, ceea ce face un cuvânt al lui rămâne esențial. Și să știți că este apreciat peste tot în lume. Inclusiv în acele locuri minunate unde tehnica IT face orice lucru posibil. O linie trasată de mână, cu anumite intenții, cu un anumit dut, reprezintă în continuare un lucru apreciat, pentru că este punctul de pornire, dacă vreți, biblic, la un moment dat, sau geometric, dați-mi un punct și voi răsuna lumea. Deci, iată lucruri de început la care ne vom raporta și ne vom reveni tot timpul în căutarea ceea ce vrem cu toții să fim mai mult, mai frumos, mai înalt, mai luminos în tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dumneavoastră, indiscutabil, știți mai bine, v-ați reunit în jurul unei pasiuni. Cum să definim această pasiune, timbre, nu știu, nu colecționați monede nici atât, aveți pasiunea de a nu sta degeaba în un moment, când aveți o toată de hârtie în față, când aveți un creion cel puțin în mână și mai ales un subiect super în fața ochilor, un subiect care rezonează cu căutările dumneavoastră sau efectiv vă uimește. Și în momentul acela se declanșează dorința de a-l pune pe hârtie. De ce? Desigur, nu v-ați gândit niciodată și nici nu trebuie, pentru că altfel nu mai putea să desenați. Dar vă puteți întreba de ce vreau eu să desenez acest peisaj, acest portret, la un moment dat, nu crezi, mai face absolut nimic. Indiferent de ce lucrați, unde lucrați, ce program de lucru aveți și ce alte preocupări, care cu siguranță merg împotriva ideii de exprimare plastică. Și în acest moment ați descoperit că, iată și alții fac acest lucru, va din potrivă. Ei au găsit și metoda prin care acest lucru poate fi exprimat. Mergem pe stradă. Mergem în peisaj, în plein air, cum ziceau francezii și a rămas istorie. Mergem acolo, față-față cu subiectul și îl punem pe hârtie. Cu ce avem? Cu ce gândim? Desigur, tehnicile de lucru au evoluat și dacă nu mă voi referi la fiecare dintre expozanți, vreau să mă refer cu siguranță la tehnicile de lucru. Se folosește foarte mult în catalogii ideea de tehnică mixtă.
adică orice. Clinică mistă înseamnă, punem de toate acolo. Și veci că lucrează. Și tehnică de culoare și gust. De unde vine această tehnică mistă sau ceea ce folosiți? Cu siguranță de o decizie rapidă asupra subiectului, ce tehnică și ce manieră v-ar permite să îl reprezentați mai bine, mai pe măsura intenției dumneavoastră. Aici intervine un lucru esențial pentru artiștii plastici. Capacitatea, harul, talentul și mai ales năzuința aceasta puternică de a transpune pe un suport fizic, pe hârtie, pe pânză, pe lemn, pe pereți, o viziune plastică pe care o aveți, care se creează, care nu apare din ea, cu siguranță apare pe un fond de putere de creație a fiecăruia dintre dumneavoastră și de dedicație pentru această zonă spirituală, capacitatea creației plastice. În acel moment veți decide face toate aceste lucruri pe care eu acum, punându-le pe masă și desfăcându-le așa ca Montana și Cov, apar un lucru foarte mare, dar toate aceste lucruri se petrec într-o fracțiune de secundă. Pentru că, vedeți, de aceea avem de a face cu sketchers, oamenii care schițează. Este frumoasă schița, este numai pomenită. Eu personal am dezvoltat o teorie și am prezentat-o și am vorbit-o și nu vreau să răspund că sunt eu de genial, dar pornește chiar de la frumusețea lucrurilor pe care o faceți dumneavoastră. Este pusă în termen oricum cât de cât oficial, este estetica stadiului intermediar. Pentru că tocmai această schiță era văzută ca un pas spre o lucrare importantă, ceva esențial. Nu prima schiță, nu? Nu e suficient. Dacă ne apucăm de asta, atunci facem ceva care să dărâme simeza, să intre direct în muzee și în istorie. Și totuși, în marile expoziții, avem puse alături schiță. Două linii, trei linii, un punct. Și acolo se vede dorința omului de a face creație plastică, intenția, capacitatea și năzuința lui de a merge spre lucruri mai complexe, din primul punct, exprimarea fiind completă. Este ceea ce faceți dumneavoastră, fiind practicanții acestui sport, acestei impulsii de a pune pe hârtie, asta avem mai degrabă la îndemână, să puneți această imagine, observație și poate că nu întâmplător observație din zona noastră, din zona arhitecturală. Nu știu dacă ați observat, dar prin oraș mergem aproape întotdeauna am mâncat un pământ. În momente unice toate. Acum și asfaltul ne obligă așa ceva și condiția de circulație. Dar în momentul în care putem să ridicăm privirea și descoperim aceste clădiri din București, pentru că aici suntem dintr-o zonă interbelică de o fantastică frumusețe arhitecturală și de o spiritualitate nemaipomenită, cum probabil nu a mai fost niciodată în istoria României, le descoperim pe toate acestea peste timp, în anii 2000, le vedem puse într-un dialog în care, iată, arhitecții, cei practicanți, peisajul urban, mult înainte, cei care au construit aceste peisaje urbane, și simțim nevoia de a le pune pe o hârtie, acum se fac și fotografii, dar toate aceste lucruri vin în această necesitate a creatorului de a-și marca timpul. Fără îndoială, un peisaj urban este un portret. Un portret a unui subiect plin de spiritualitate, de frumusețe, de distinție, la un moment dat. Iar cel mai bine, portretul se face pe loc, acolo, imediat, cu personajul în față, nu după fotografie. Este ceea ce faceți dumneavoastră. Când mergeți pe caldară, instalați șervaletul sau instalați pur și simplu genunchii și puneți copia și începeți să lucrați. Lumea să vă uite la dumneavoastră. În ultimul timp au început să se uite cu admirație, dar până acum se uitau foarte profesional. Asta știu și eu să fac. Cu siguranță nu știa. Ceea ce cerem publicului, în linii mari, este să știe să se uite. Nu vrem calificative și vă spun din experiențele mele din alte părți, toți cei care puneau pe o hârtie o schiță, sketcherii aceștia involuntari, erau foarte apreciați de plecători. Uite un om care are timp,
curajul și puterea de a schița undeva o întâlnire profesională. Va schița un peisaj pe care eu trec zilnic, pe care l-am văzut că e frumos și sunt de acord cu el, că vrea să-l pună în aceste tehnici. Care sunt tehnicile? Ce mai simplu că eu? Pasul următor este pixul acela cu gel. Așa ce mai merge, ce mai fuge el. Punem și un strop de apă, că avem acolo într-o cutiuță, într-o sticluță, mai vin și culorile. Intrăm aici pe terenul acuarelei, care a evoluat într-un mod fantastic. Toți artiștii din această perioadă a Margaretei Stelian, al lui Nică Murariu, în care culoarea acuarelului a difuzat, fugea pe trăsăturile unei hârtii imperfecte și crea lucruri absolut completat parcă prin hazard această dorință creatoare a artistului. Dar, în prezent, avem o tușă perfectă de acuarelă, o hârtie excepțională, culori onctuoase de acuarelă. Avem tot ce ne trebuie pentru a le exprima. Ce ne rămâne este subiectul, capacitatea de a prelui acestui lucru, capacitatea și rapiditatea de a alege subiectul și tehnica potrivită pentru a le prezenta. De multe ori m-am gândit și am recomandat participanților la vernisaje să încerce să pună mâna pe un pernat și să vadă cum este de greu, cât este de greu să lucrezi și miza mai ales pe dificultatea deciziei. În a pune o tușă aici, acolo, în altă parte sau cum și mai ales ce culoare să ai. La o schiță, aceste lucruri cresc exponențial în viteză, în decizie. Aceste lucruri se simt și, de fapt, ele creează stabilitatea și puterea și forța acestui petec de hârtie. Îl conturăm, punem culoarea și o conturăm. Ne punem un contrast sau nu punem culoarea deloc. O sugerăm printr-un laviu de cervel, de tuș. Venim cu tot felul de alte materiale pe care le găsim și punem exact conținutul care trebuie. Care trebuie și unde trebuie altă decizie de la. De aceea, poate că arhitecții au un loc, nu știu, privilegiat în această strălință, în această activitate, pentru că ei sunt nu numai cei care reprezintă clădirile, sunt și cei care l-au făcut. Arhitecții sunt cei care văd în planuri, mai multe planuri, și având această abilitate a desenului tehnic, îi merg și spre desenul artistic cu mare capacitate. Asta însă nu mă implică pe mine, ca folosind toate drepturile, libertatea totală pe care ți-o dă schița, să te dedai aceste plăcute preocupări și creații. Întotdeauna am fost convins că sunteți adepții poetului și nu vreți să se piardă clipa cea repede, nu vreți să se lepede clipa cea repede și o surprindeți în culori care au dat rămase pe hârtie sau carton sau chiar pânză uneori, cu acest suport într-o gramnică surprindere și rapidă transformare într-un plan fizic este ceea ce înseamnă ce dă frumusețea și puterea muncii dumneavoastră și creației dumneavoastră, pe care nu știu cum să o punem în continuare, schiță, e puțin. Poate că termenul acesta de englezesc, de sketching, este cel mai potrivit, e așa de generos. Multă lume nu înțelege, dar știe exact la ce se referă. Sunt convins că, în primul rând, este un lucru mai convins că, iată, încă o simeză, oarecum clasică, cu aceste lucrări care au fost multe dintre ele lucrate pe Caldarum sau plenerul acesta la care ne raportăm și în care vedem fiecare element de nesiguranță în tratare. Nu suntem într-un mijloc aseptic, într-un cadru aseptic în care lucrăm. Uitam aici, în tot acest desen, Roberta este de multe ori. Aici un strop de apă. Atât de omenește de acest strop de apă, aproape că este vie cu petra și da, cum să vezi, ea vine de acolo. Ca să nu mai vorbesc de această scenă, sper să nu văd organele de la rutilă, care este vecină cu banda desenată, dacă vreți. Este o schiță cu personaje umane. Avem
și figură aici, în activitate. Da, este. La volan, nu știu cine era alături, dar la volan șoferul lui era chiar Carmen Olteanu, curatorul în această expoziție, la această întâlnire. Deci, atât numai personaje importante pe care le regăsim alături de clădirile importante și mai ales clădirile care le impresionează și aceste peisaje urbane. Aceste semne a faptului că lucrarea e făcută de mâna unui om viu și talentat și lui sunt esențiale pentru schițe și poate că acest punct este, până la urmă, arta. Arta este ceea ce facem noi, cădărie, de aceea mi se pare absolut normal, normală prezența într-o simeză, într-o această sală, în care, iată, v-ați adunat, tot așa cum vă adunați și vă întâlniți în plener, în peisaje, pentru a vă reda aceste minunate practici a schiței, care nu prea se vede de prima cea. Vă mulțumesc că trebuie să mă trebuie să mă trebuie să mă trebuie să mă vorbeam despre cheile în care poate fi citită o asemenea expoziție, n-ar fi mai sugerat și o altă. La începutul secolului trecut, avea o carte care se chema București în ce se duc. E bine, exista acolo o indicație. Vreți să vă simțiți în orașul ăsta, al dumneavoastră, cam concediu, cam dirigător, nimic mai simplu. Uitați-vă pe drumurile pe care mergeți zilnic, de la etajul 1 în sus. Și o să vedeți că sunteți în cu totul și cu totul alt oraș. Experiența asta puteți o face și acolo. Este repetabilă din toate punctele de vedere. Nu sunt de acord cu Marius care spune că sketch-ul este un termen foarte bun. Eu i-a zice că noi avem de aici de-a face prima impresie. Și prima impresie contează foarte mult. Foarte mult. De la cunoașterea unui personaj până la modul în care urmărim o persoană care trece prin fața noastră. Impresii mi se pare un termen mult mai bun și este autohton. Nu trebuie neapărat la de o altă parte. Și de ce spun acest lucru? Pentru că ideea aceea frumusețării orașului cu pictarea unor ziduri, mi se pare că a dat și lucruri bune, dar a născut și monstruozități. Am văzut de la piața Charles de Gaulle, o clădire care este un monument de arhitectură, pe care o mână s-a apucat să facă un ochi și încă niște chestii, de-abia fiind anvelopată, recent. S-a apucat să o măzgărească. De ce, frații? Vreți să-i facem o impresie grozavă? Cui? Poate să mă sperie. Nu sunt de acord cu așa ceva. Așa cum, de exemplu, nu sunt de acord cu folosirea, la ora actuală, intensivă, obsesivă, a fotografiilor făcute cu telefon. Și spun de ce. Există o artă care se cheamă arta fotografică. Nu e nicio aluzie la timp, vreau să mă crezi. Dar arta asta are niște legi, are niște norme, are o anumită organizare. Ori eu văd, fie că e cu telefon, fie că e cu tableta, se fac fotografii. Nu știu dacă sunt cele mai bune, dar reprezintă, fără doar și poate, prin impresie. Ele sunt foarte utile în momentul în care, întorcându-te acasă și stând împreună cu familia sau cu prietenii, încep să-i spui, știi, te-am văzut acolo și se găsește cât un deștept acolo.
care să spună, da, stai puțin, că acolo, imediat deasupra, sau de desubt, sau în stânga, sau în dreapta, există o chestie minunată, senzațională. Și ce faci? Trăiești drama de a fi văzut ceva ce nu este semnificativ. Aici avem a treia cheie a expoziției de aici. Faptul că în mare parte, și aici mă refer la cam la toate lucrările, subiectele sunt semnificative. Spun ceva. Pentru că vedeți că asta un secol și ceva, două secole, de fapt, dacă e să o luăm așa. S-au căutat